Avem onoarea să avem astăzi alături de noi, în calitate de invitat, speaker al mult îndrăgitului proiect Storytelling, actrița, regizorul, directorul artistic al Teatrului Geneza Art, Daniela Burlaca. Îți mulțumim că ai acceptat invitația noastră, că ne oferi posibilitatea să aflăm detalii din viața ta, dincolo de culise. Și eu vă mulțumesc și eu vă salut și mă bucur că faceți din bună voință, din mult zel și cu foarte multă ardoare, lucruri frumoase pentru cei tineri, în primul rând, din Republica Moldova. Mulțumim pentru apreciere! O să începem cu întrebările din copilărie, este prima perioada vieții. Pentru mine, copilăria e cadoul care ne-l dă viața, iar unde și cum dumneavoastră v-ați petrecut copilăria? Copilăria, în general, este un subiect foarte sensibil pentru mine, pentru că eu, în general, sunt omul care trăiește cu emoții. Și acest capitol din viața mea, astăzi, este unul foarte emoționant, pentru că au fost zile, nopți, clipe. Care nu se vor mai repeta, și care uh, au fost unice, și care au constituit foarte, foarte multă iubire. Eu uh, vin uh, din uh, doi părinți, unul este de la nord și celălalt de la sud, unul este de la Cernăuți, Bucovina, tata, și mama este din satul Palanca, Raionul Ștefan Vodă, deci unul este de la munte și celălalt de la mare. Și cred că cumva s-au unit forțele și pe lume am apărut eu într-o zi de luni, la 8.20 dimineața, în cel mai torid an timp pentru că era 4 august. Și m-am născut în satul Olenești al Raionului Ștefan Vodă, deci alături de Palanca. Um, și cu atâta dragoste și cu atâta sensibilitate îmi povestește mama în rânduri repetate despre momentul când m-am născut și cum m-am născut eu. Um, mama a zis că m-am născut foarte ușor uh, și strigam foarte tare și aveam unghiile foarte mari și părul foarte negru. Copilăria mi-am petrecut-o în satul Palanca, după care împreună cu familia ne-am ne -am mutat chiar în orășelul Ștefan Vodă, pentru că mama fusese avansată cu serviciul, se ocupa de toate problemele de cultură în acel moment în raionul Ștefan Vodă. Aveam o viață foarte frumoasă, foarte familială, cu Prieteni, cu rude, cu, cu metri, cu frați, surori, verișori, cu vecini. Am avut o copilărie tumultuoasă acolo în curte, în fața blocului. Noi locuiam la etajul 5, iar în fața blocului se adunau zeci de copii. Pentru că orășelul era unul foarte mic și toți se știau pe nume acolo. Și am apucat acele momente când ne jucam cu păpușile și făceam, pentru că nu se spune altfel, pentru că palatca e palatcă, da, și întindeam acele cuverturi cu clește la gard și ne făceam poșete din cutia de la detergenți și scoteam mâncare de acasă și încălțam pantofii mamei. Adică un adevăr de care astăzi noi, din păcate, nu mai dispunem atât de frumos și cu atâta prețuire vorbesc astăzi și așa va fi totdeauna despre acele momente, despre cei șapte ani pe care i-am trăit la în Vodă, pentru că după aia am venit la Chișinău, eram clasa a șasea și viața a devenit altfel. Deci primul moment pe care mi-l amintesc, pentru că eram copil, aveam 11 ani, eram de vârsta fiicii mele și m-am rătăcit cu troleul. <laughs> și de fapt era vorba doar de o stație pe care trebuia să o urc în deal. Uh, atunci aveam impresia că m-am pierdut pe întreg pământul, am rămas doar eu și nu știu unde e mama și tata și uh, veneam de la școala muzicală că făceam pian pe atunci. Uh, aici am um, deja m-am contopit cu momentul de copii de la oraș și copii care vin din suburbii da? sau de la periferii lupta de nivele în liceu. Dar până la urmă, și astăzi mențin legătura cu colegii mei de clasă, pentru că am avut vreo, am schimbat acum, și zic, 1, 2, 3, 4, 5 clase și 1, 2, 3 școli. Da? Până în clasa 12. -a. Și mereu, toată copilăria mea eram eleva care prezenta careul la școală, care prezenta toate manifestațiile de ziua îndrăgostiților, de revelion, de 8 martie, tot ce se întâmpla Frumos, foarte frumos și foarte emoționant Mi-aș mai dori o dată să trăiesc copilăria exact așa Ați menționat că ați avut mulți prieteni în copilărie, fiind um, mereu prietenoasă cu colegii de clasă și cu copiii din curte. Uh, mai sunt persoane cu care duceți legătura până în prezent, prietenii bine legate, nu ați avut certuri în copilărie, ceva invidie, poate știți cum se spune că copiii sunt foarte răi. Ați avut așa cazuri mai neplăcute? Cu vecinii din curte era o viață de basm. Iar cu colegii de la școală, pentru că venisem aici și făcusem studii la Liceul Teoretic Ștefan cel Mare, după care la Liceul Teoretic Vasile Alexandria acolo absolvisem. Și nu, permanent eram în divergență și în lupte și în rivalități, pentru că eu nu eram acea fată de oraș de care se îndrăgosteau toți băieții. Dar mă remarcam prin altceva, aveam sufletul ăsta mai artistic, mai poetic, nu știu. Și în momentul în care eu am ajuns să fiu pe tabla de onoare a liceului, într-o dimineață venind la școală am văzut că cineva în poza mea a făcut două gropițe, deci mi-au scos ochii. <laughs> Bă, nu am cine a făcut-o, se mai întâmplă Și cu colegele care pe atunci cumva mă clasau de Altă categorie, sau da, eram de, de nivelul 2, cumva acolo, pe planul 2, pentru că mi se întâmplase astăzi. Astăzi sunt acele femei, unele dintre ele, care vin la teatru, la Geneza Art și care îmi lasă niște mesaje, niște feedback-uri foarte calde, foarte prietenoase, care admiră ceea ce le propun și le oferă astăzi prin intermediul meseriei pe care o practic și îmi dau seama că au fost. Acelea au fost niște momente de copilărie, de, de, de trecerea vârstei prin care toți noi trecem. Cam asta e. Dar ați avut porecle în copilărie? Nu, nu am avut. Poate ceva legat cu, cu numele de familie, ceva de la burlac sau nu știu... Mm -hmm. Un, un diminutiv sau o, o burlăcică sau o, o burlăcuță, nu știu nu-mi amintesc, ceva de genul a fost cam atât, în rest nu. Cu toții îl cunoaștem pe fratele dumneavoastră, Roman Burlaca și vrem să vă întrebăm ce relații ați avut cu fratele în copilărie? Ca între surori deci noi nu delimitam frontiere între jucăriile noastre. Deci noi făceam jocuri cu popușile, ambi, da? ne jucam de acasă, de a familia. Um, și după aia ne jucam cu mașinile lui, dar el nu prea se juca cu mașinile. Nu. Noi ne inventam jocuri de comunicare, da? deci noi inventam istorii pe care noi le povesteam, jucam toate rolurile prin casă, făceam interviuri, după care el cu siguranță ieșea cu băieții la fotbal pentru că din totdeauna a fost un pasionat al acestui gen de sport. Dar noi, noi am dormit împreună până în, eu eram clasa 11 și dormeam într-un pat și ne iubeam și ne iubim foarte mult și în continuare, chiar dacă viața oricum, își deschide căile sale pentru fiecare, dar oricum există o intersecție unde ne regăsim. Și noi ne-am ne -am, ne -am format uh, prin intermediul de a deveni cineva, de a fi cineva și cu uh, asta trebuie să obții cu foarte mult respect, cu foarte multe responsabilități, cu um, corectitudine pentru cei din jur și pentru ceea ce îți propui tu. Astfel noi am fost educați și așa am pășit în viață și continuăm să o facem, ambii. Deci, până și în prezent, duceți o legătură foarte strânsă și... Absolut. Bine. Care este prima amintire din anii de școală și cum au fost în general? Păi, îți spuneam că, în general, anii de școală pentru mine au fost un chin. Da, eu detestam școala. Da, eu nu făceam temele pentru acasă. Sau dacă le făceam, asta se întâmpla în 5 minute. <laughs> Înainte de somn foarte târziu sau dimineața, așa, printre odori. <laughs> Deși mie îmi plăcea foarte mult limba și literatura română. Și uneori Eram cumva captată de unele temi la istoria românilor. Au fost foarte multe momente, um, spre exemplu, odată, la 1 septembrie, eu eram prezentatoare la care eu și am îmbrăcat o rochie din paiete, Sirena. <gătă -i> Se Da, da, da. Și în acel an eu aveam părul lung, așa, da, până jos la spate, și eu m-am tuns radical ca băiatul și eu eram cu coafiură ca băiatul uh -huh. și în rochii cu paiete sirene dar eram foarte fain, eram în clasa 8 -a, cred că deosebită cumva pe urmă, îmi amintesc că în clasa 12 am organizat evenimentul de ziua îndrăgostiților la Liceu Vasile Alexandri frumos, doamne, eu mi-am tatăl meu în acea perioadă era angajat la Teatrul Național Mihai Minescu și mi-a dusese lumini și decor scenografie, din una din poveștele teatrului Eminescu. Pentru mine asta era ceva senzațional și pentru tot liceul și probabil că acela a fost un eveniment care a rămas în istoria acestei școli, acestei instituții de învățământ. N-am să uit niciodată când eram în clasa a treia și profesoara mea de clasă primare, Maria Ilarionovna, că am să o țin minte toată viața, ea era foarte severă, foarte severă și în același timp e de, din genul de profesor care știe să pună un fundament considerabil pentru elevii ei și a montat povestea Soacra cu trei nurori și eu eram Nora cea mică. Uh -huh. Și m-a trimis acasă să fac o mămăligă, să o aduc. Știi că trebuiau niște elemente naționale, niște mâncărică și eu am zis, eu fac mămăligă, că e problema. Clasa <laughs> la treia. Și m-am dus acasă, de niciodată nu am făcuse mămăligă, deși de la șase ani deja prăjeam cartofi, făceam de toate cu mama, spălam rufe, veselă și, și totul. Rămâneam singura acasă și m-am dus eu nu era nimeni acasă. <laughs> și m-am păcat eu să fac o mămăligă. Teodora, deci eu am utilizat Toată vesela din bucătărie, dar m-am stat școală fără mămăligă. Și când am venit mama, totul era de mămăligă. Știi că dacă făina asta iese usucă și rămâne totul așa, deci nu se spală atât de ușor. Da. Toată bucătăria era mămăligă și veselă și tot ce vrei. Cumva pentru mine asta a fost jenant, pentru că scopul meu nu a fost realizat. Deși eu eram sigură că eu am să fac mămăliga aia. Dar intenția a fost, dorința a fost a unui copil de clasa 3. Eu aveam 8 ani, m-am dus de 6 ani la școală. Pe 4 august am plinit 6 ani și la 1 septembrie la școală. Avem 8 ani, îți dai seama. Uite asta o să țin minte. Și în general, pe mine mai mult m-a marcat facultatea, pentru că Aia era ceea ce îmi plăcea cu adevărat, cu ce trăiam. Era un fel de esență din mine. Dar școala abia așteptam să o absolvez și să scap. Deși examenele din clasa 9, a 12, -a, au fost emoții, au fost lacrimi, au fost nopți nedormite, sigur că da. Dar a trecut totul cu bine. Și nu chiar așa de cum toată lumea crede. Uh, noi cu toții avem materii la care ne pricepe mai bine și care ne plac mai mult. Dumneavoastră ați menționat că ați preferat în școală limba și literatura română și istoria românilor, dar ați avut și obiecte care sub nicio formă nu, nu le acceptați. Da, obiectele și... reale, sigur că da. Matematica, uh, Matematica și... Uh... N-am să niciodată gestul frumos pe care l-a făcut profesoara de matematică, doamna Pribega, care și astăzi mai este profesoară la Liceul Teoretic Ștefan cel Mare. Și eu i-am zis, eu niciodată n-am să fiu matematician, n-am să fiu contabil, eu, eu n-am să fac, eu, eu voi fi artistă și vă rog foarte mult, haideți să facem așa ca această matematică să nu fie un impediment în studiile mele. Și eu m-am înțeles și dacă ea va vedea acest interviu, eu vreau astăzi, încă o dată, să-i mulțumesc foarte mult și să îi zic că acea clipă, acel moment, acea zi a fost una care cumva a fost o lecție de viață pentru mine prin ochii pedagogului meu. Niciodată n-am fost eminentă la școală. Ceea ce nu pot să spun despre facultate de teatru, da? Pentru că în facultatea de teatru am absolvit cu 10 pe line, pentru că mie asta îmi plăcea, eu asta vroiam. Dar la școală, la mine era așa un fel de școală, trebuie făcută. Și atât, fizică, biologie, chimie, mamă dragă, niciodată în viață, niciodată în viață. La ce visai în copilărie? Te vedeai actriță, regizor? director artistic de teatru? Niciodată director, niciodată șef, niciodată șefa clasei, nici nu-mi propuneam asta. Dar și nici regizor, actriță. Mă vedeam actriță și poate uneori jurnalist. Și cum s-a întâmplat așa că ați ajuns și regizor? S-a întâmplat. Pentru că lucrurile adevărate nu se găsesc, ele se întâmplă. Vorba din spectacolul de vorbă cu Emma. <laughs> Dezvăluiește-ne mai multe detalii despre studiile tale la Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice și rolul acestora în formarea ta ca personalitate. Cum ți-ai petrecut viața de student? Hai să o luăm pe etape, sau să mai bine zis să o împart în trei categorii. Prima este că eu um, nu mi-am dorit să fac studii peste hotare. Date ce, eu puteam să aleg să merg să fac studii la București sau la Moscova. Eu am decis să rămân aici, pentru că eu atât de mult îmi iubesc țara, orașul și oamenii care mă înconjoară. Eu nu-mi imaginez să plec din această țară să-i las pe mama cu tata. Niciodată nu o să fac asta. Și în acel an, cred că am avut un mare noroc că am fost admise la cursul de teatru, de actorie, al unei mari actrițe, precum este Nelicozaru. Cozaru. Nelly Cozaru, în acea perioadă era în vâltoarea frumuseții și era actrița inconfundabilă a acestui oraș. Eu o văzusem pe scena naționalului în unchiul de Cehov, în Elena Andrei, și ea pur și simplu m-a lăsat cu gura căscată. Și am primit la ea la curs și am învățat multe în această meserie și nu vorbesc doar de Nelly dar și de ceilalți pedagogi care formau această clasă. Eu am muncit fiind studentă, deși multe lucruri mi se dădeau ușor. Poate e vorba de acel talent pe care mulțumesc lui Dumnezeu l-am, m-a înzestrat e un noroc și o fericire să posezi uh, un talent, să te naști cu un talent și mi se dădeau cumva ușor, eu le făceam peste noapte. Și n-am să văd niciodată cum profesoara mea, Nelicozaru, mi-a zis că eu în acea perioadă prezentam evenimente, eu lucram la anunți ca moderator, ca prezentator. Și mi-a zis că acest gen de activitate îți strică în studii. Trecuse jumătate de an și eu în continuare lucram ca prezentatoare la anunți. Într-o bună zi, noi lucram la un fragment, eu aveam rol central și Nelly mi-a zis: Tu mai lucrezi la anunți? La care eu am zis: Eu de trei luni de zile am abandonat uh, a, a, acest job, pentru că era un job, eu eram studentă și era un tip considerabil. La care i a făcut o pauză și a zis: Se simte eu am mințit. Eu cum lucram, așa lucram la nunță. Eu văd asta, o schimbare radicală. Asta e, asta e. Se dă Dumnezeu sănătate. E fantastică, a fost și va rămâne așa. Și trebuie să spun că am făcut o teză de licență foarte bună la decanul facultății, la profesoara de istoria Teatru Universal, doamna Svetlana Târțău. Și din această teză, anume ca teorie de teatru, am luat foarte mult. A fost suficient să fac această teză și să-mi iau um, doza de cunoaștere în materie, pentru că am trecut prin cei mai mari mentori de teatru ai omenirii. Și uh, am luat acea medalie de excelență când am absolvit, eram unica de la facultatea de la, da, de, de la teatru, care în acela am a luat. Medalia cu 10 pe linie pentru mine, și nu atât pentru mine, cât pentru părinții mei, care au investit în mine trup și suflet în acești patru ani de zile. Erau prezenți la toate examenele mele: că e coregrafie, că e mișcare scenică, dans, actorie, la arta vorbirii, la toate și avem filmate toate examenele. Deci eu am. O arhivă, cred că pe care nu au colegii mei, toate examenele filmate și fotografiate sunt foarte prețioase pentru mine, deși mai rar, astăzi mă uit prin ele. Și pentru ei, acest titlu, această diplomă de absolvire, pentru că mama mea absolvise cu diplomă roșie, tot institutul de arte pe atunci, și tatăl meu conservatorul, la saxofon pentru ei asta era o mândrie și o fericire și eu cred că pentru părinți asta sunt culmile împlinirii în viață. Și trebuie să spun că la facultate, chiar la început de anul întâi, eu la prima vedere, a fost dragoste la prima vedere, mi-am întâlnit iubirea vieții. Omul cu care m-am căsătorit, bărbatul cu care astăzi avem o fică, este vorba despre actorul Iurie Gologan. Și probabil forța aceasta a cuplului și a iubirii ne-a dat foarte multă încredere și curaj în acești patru ani de zile. Eram mai mult decât o studentă, eram femeie căsătorită, da? Eram plină de această îndrăgostire și el era o fire atât de poetică și în același timp atât de introvertită, ca astăzi e altfel. <laughs> e, da. Și asta mă făcea să mă simt mai mai specială. Nu în sens că mă, mă poziționez altfel sau îmi dau o, o supravaloare. Nu. Mai specială pentru mine, pentru interiorul meu. Eu avem, aveam acea inspirație anume pentru această profesie, anume pentru a studia la teatru. Iubirea e un punct de inspirație incontestabil, irepetabil. Foarte frumos. Spune-ne mai multe despre calea pe care ai parcurs-o până, până ai reușit să-ți construiești o carieră care nu poate fi numită altfel decât de succes. Cu toții cunoaștem că teatrele Luciaforul și Eugenie Unescu au fost primele la care ai activat după ce ai absolvit Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice. Aici ați trăit mai multe roluri și toate au fost foarte diferite. De care rol vă este dor și care v-a marcat cel mai mult? Până la Geneza Art? Da. De rolul Ani din spectacolul lui Iosif și Amanta la Eugen Eugenionescu în regia lui Petru care În general, acest spectacol și acest rol a fost școala mea în Teatrul Eugenionescu. Celelalte au fost frumoase, au fost experiențe. Chiar și um, acea saftă pe care am jucat-o um, non-stop um, a fost o experiență deosebită, dar Anii din Iosif și amanta sa de Valbutnar, în regia lui Petru Vudcarău, a fost ca o feblețe pentru mine. Și o școală de teatru de la Vudcarău foarte bună. Am, am văzut cum se lucrează cu actorii. Și în acea perioadă, Petru Vudcarău era, era, el și a fost, este și va rămâne un maestru dar avea o încărcătură, o înțelepciune, o maturitate pe care eu am înțeles-o, mi-am atribuit-o și mi-am luat de tot ce am avut nevoie de acolo. Și îi mulțumesc pentru asta, tot respectul pentru asta. Eu eram anul 2 când a, mi s-a propus rolul Julietei în spectacolul Romeo și Julieta la Teatrul Ceafăru. studentă eu, muriam! Deci asta era cumva un fel de... Cum mai ajunge acum în rol central într-un spectacol la Moscova. Îți dai seama? La Teatru pușkin, Habar n-am, dar... Îți dai seama ce era asta pentru ceilalți colegi? Eu mă simțeam privilegiată, eu mă simțeam... Da, eu mă simțeam aleasă. Asta contează atât de mult pentru un actor, dar, dar pentru un student am murit acolo. Bun. Uh, și am jucat timp de 2 ani alături de Dumitru Acreș care astăzi este un regizor de succes uh, la Moscova așteptam ziua spectacolului ca pe o sărbătoare și dacă mâine era spectacol eu noaptea visam că am, am, sunt acolo eu mă trezeam dimineața așa abia așteptam nu, nu mai exista altceva până la ora repetiției și n-am să uit niciodată sfaturile uh, uh, Paulinei Zaftonii pe care mi le dădea în, în perioada de lucru, în culise. N-am spus niciodată busuiocul pe care mi-l punea uh, la piept, uh, la sân uh, Dumitru Acri. Și era un ritual um, pentru începuturile mele, um, cumva, iarăși, ca de poveste. Era, se întâmpla ceva fantastic cu mine. Dar visul meu, desigur, ca și al colegilor mei din acea perioadă, era să fim actori la Teatrul Eugen Ionescu. Asta era un fel de Hollywood. <laughs> Aici în Chișinău. Și am ajuns actor la Teatrul Eugen Ionescu și am învățat multe de acolo. Dar am plecat. Pentru că așa trebuia. Pentru că lucrurile, tot ce se face, se face spre bine. Și vine momentul când trebuie să renunți la ceva bun pentru ceva mai bun. Mai ales dacă Asta îți dorești și simți că ai capacități și poți face mai mult. Pentru tine, pentru, pentru niște oameni care sunt din aceeași, nu tagmă, dar din aceeași nișă, din acea perioadă. Da? Eu vorbesc acum de colegii mei și pentru această țară. Eu consider că. Cultura este ceea ce mișcă o națiune. Și este atât de importantă pentru mine, chiar dacă la noi în țară cultura este la capătul coridorului. Eu sper că vor veni zile când lucrurile se vor schimba. Așa cum a spus și fratele meu într-un interviu recent, sunt oameni în fiecare categorie, în muzică, în teatru, în medicină, în toate, da, care pot Schimba lucrurile, care știu cum pot fi schimbate lucrurile. Și eu cred în asta, eu susțin această idee. Și mă implic cu desăvârșire la acest capitol. Vreau ca lucrurile să avanseze, vreau ca actorii să trăiască mai bine în această țară, oamenii de cultură, în general, să nu mai alerge în, în șapte părți ca să poată exista. Vreau pentru că merită, pentru că avem oameni valoroși în această țară. Și după plecarea de la Eugen UNESCO, eu deja noi pornisem proiectul Teatrul Studio Geneza Art pe atunci și aveam vreo trei spectacole în repertoriu, era vorba despre câteva piese montate din... Am făcut o selecție din Eminescu, din Vieru, din Matkovski, din Negruții și le jucam, dar le jucam pentru publica în gros. deci erau elevi, școli, colegi, universități care veneau la aceste spectacole până când treptat am început să ne formăm publicul. Astăzi acești elevi au crescut și vin cu familiile lor la noi la teatru și recunosc și văd maturizați și zic eu te țin minte când stăteai aveai 14 ani și stăteai aici în rândul și astăzi tu ești o femeie în toată firea. Uh, și am fost nevoită să plec de la Teatrul Onesco pentru că se zvonise că nu poți fi și regizor și actor în Teatrul Onesco, poți fi doar actor. Și pentru mine asta a fost un moment foarte durut, pentru că eu ofeream tot ce pot acestei echipe și cu siguranță era să le reușesc foarte bine îmbinându-le, dar iarăși mă întorc la motoul care mă ghidează în viață, ce se face spre bine. Și sunt uh, momente pe care trebuie uh, să le lăsăm acolo, în trecut, și să mergem uh, mai departe. Nu zic, de atunci uh, parvenise niște uh, invitații de alte colaborări sau de reveniri la rolul Ani în spectacolul Iosif și Amanta sa, pe care, da, eu era să-l accept. Uh, din uh, bună creștere, probabil, din. Uh, Felul meu de a fi cumva prietenoasă cu oamenii, din respect, dar nu s-a întâmplat și nu regret astăzi. Eu ceea ce îmi doresc foarte mult e ca toate teatrele din Republica Moldova să aibă demnitate, să aibă de lucru, să aibă oameni care să-i pună în valoare la propriu, chiar să la modul cel mai direct, să-i promoveze pe actorii noștri. Și sper că schimbările care s-au făcut recent în instituțiile noastre teatrale să fie de bun augur și de succes, atât la noi, cât și dincolo de hotarele acestei țări. În anul 2010, ați fondat Teatrul Geneza Art. De unde a apărut această idee, de unde a venit ideea de a funda un teatru și ce idei, ce planuri de viitor aveți? Eu am spus asta mai multe interviuri, că spectacolul Floare Albastră, axat pe corespondența dintre Mihai Minescu și Veronica Micle, a fost spectacolul meu de licență. Și cu acest spectacol noi am deschis ușile acestui teatru, Teatrul Geneza Art, astăzi. Acest spectacol este jucat consecutiv deja 11 ani, iată că am intrat în stagiunea 11 -a. Ideea de a fonda un teatru a fost visul familiei Burlaca din totdeauna. și eram conștienți că e un vis pe care îl putem realiza, deoarece suntem oameni din domeniu și Sigur că a fost mai greu pentru că suntem o instituție independentă, privată. Aici trebuie să. Asta nu, asta nu înseamnă că tu ți-ai deschis o afacere. Dar vrei, nu vrei, te confrunți cu um, această formulă de a activa. Pentru că tu trebuie um, să ții cont de niște reguli tu trebuie să fii absolut conștient că în materie financiară nu vei fi susținut de către autoritățile de stat, pentru că tu ești o instituție privată, un segment privat. Important este să reziști, să te menții, să treci acea barieră cea mai grea. Și probabil faptul că noi am fondat acest proiect fiind o familie și toți am avut același scop, asta a dat rezultat. Nu există rivalitate, nu există concurență, toți vor să facă ceva unanim. Um... A venit momentul cam peste vreo 5 ani când am zis că Teatrul Genezar trebuie să aibă un public care trebuie să vină, să vrea să vină la acest teatru, la aceste spectacole, de sine stătător. Și asta s-a întâmplat. Și asta s-a întâmplat în 2 ani de zile. Astăzi noi avem publicul nostru. Oameni care, chiar în perioada pandemiei, ne-au scris, ne-au susținut. Um, care vin la spectacolele noastre, la toate premierile noastre, și vin repetat la spectacolele noastre. Deci, ca să mă înțelegi, există spectatori care vin de 19 ori la același spectacol. Cred că domnișoara despre care eu vorbesc, dacă o să audă, o să știe și o să zic asta sunt eu. Da, de șapte ori la același spectacol. Ce ce mă bucură e că în acești puțini ani, și în același timp foarte mulți, pentru un teatru independent, s-au perindat uh, mulți actori, mai tineri, mai înțelepți, mai cu experiență, studenți, dar um, se filtrează cumva oamenii, și ceea ce mă bucură și îmi dă um, stabilitate este că nucleul se menține. Um, echipa contează foarte mult în acest domeniu. Echipa nu mă refer la un colectiv, așa cum le spuneam și colegilor mei. Un colectiv de lucru, nu. Echipa sunt oamenii cărora le pasă, oamenii care vor, oamenii care sunt cu tine. Uh, și eu pot acum să declar asta că astăzi Teatrul uh, Geneza Art are echipă, are spectacole, are oameni frumoși pe scenă. Are actori antrenați, are actori care citesc, are actori care sunt implicați în alte evenimente valoroase pentru țara noastră. Tot respectul pentru ei. Care au fost uh, dificultățile pe care le-ați uh, întâlnit, evident, în afară de planul financiar, pentru că îmi dau seama, mai ales pe, în timpul pandemiei, cred că ați suferit. Uh, nu știu, niște pierderi, să spun așa. Dar, iată, de când ați fondat teatrul, ați avut probleme în care vi se părea că sunteți la pasul de a închide teatrul și a renunța? Poate nu chiar atât de radical, dar cea mai mare problemă a acestui teatru este lipsa spațiului. Pentru a crea un spectacol de calitate în toate sensurile, dacă poți să faci un spectacol de calitate cu un scaun pe scenă și cutia neagră. Noi știm acest exemplu și totuși, având în vedere raportul de exemple a spectacolelor pe care noi le vedem dincolo de hotarele acestei țări, da? noi venim din Budapesta da? și spunem, mamă, ce spectacol am văzut! Și trebuie să mă gândesc dacă acest spectacol era cu un scaun pe mijloc și cu cutia neagră. Sau era un spectacol în care atât conținutul, esența, era raportată în egală măsură cu imaginea acestui spectacol. Asta înseamnă condiții, posibilități. Eu încerc la maxim să fac ceea ce îmi oferă spațiul pe care noi îl închiriem de ani de zile. Și nu vreau să mă plâng pentru că Poate fi și mai greu, poate fi mai rău, mai complicat, dar nu e ușor. Nu e ușor deloc. Trebuie nu doar să joci pe scenă spectacolul, trebuie să fii acolo, să trăiești acolo, să-ți dedici sănătatea, să joci spectacole cu ambulanța la ușă. Înțelegi? Um, pentru că asta simte publicul, energia, acel pilon care se află. Energetic la mijlocul acestui teatru, nu acestei scene, dar acestui teatru, deci zic, acestei săli. Pentru mine, teatru reprezintă și depozitul, și biroul unde se vând biletele și unde se păstrează tehnica de iluminare, unde se demachează actorii, unde fumoarul este un, un loc. Sfânt pentru actori! Energetic! Acolo se întâmplă lucruri înainte de spectacol. Um, și um, asta, este un, asta este foarte important ca să mă înțelegi. Tu vii și tu dintr-o familie de oameni de teatru și înțelegi aceste lucruri. Și sigur că dorința noastră cea mai mare este un spațiu stabil. Unde să putem activa, să nu fim nevoiți să ne reprofilăm. Să nu pierd actorii pe care îi iubesc și să plece peste hotare și să lucreze în condiții foarte dificile. Și să nu pot juca acel spectacol pentru că e lipsa acel actor. Și eu nu vreau să-l înlocuiesc pentru că așa cum este el, nu va fi altul. Da? Pentru că toți actorii spun, ne zăminim hniet. Noi Știi? Și eu cred în ea Cam asta -i. În rest Noi nu ne temem Noi mergem înainte Și chiar de plouă Chiar dacă de ne Inundă Chiar dacă E invazie de ploșnițe Noi mergem înainte Nu ne dăm bătuți absolut deloc Pandemia, sigur că e o mare problemă, și totuși, eu cred că, eu o spun de fiecare dată, e mare Dumnezeu și are grijă de oamenii buni. Și eu cred că binele va învinge răul. Sau, cum a zis Anatol Durbal în uh, emisiunea mea, uh, eu l-am întrebat, pe lumea asta e mai mult bine sau rău? Și el a zis, eu nu cred că răul e atât de talentat ca să învingă binele. Ce considerați că lipsește de din Republica Moldova și ce ați schimbat? Asta e o, o întrebare atât de vastă. Ce lipsește? Lipsește. Ah, teatrelor noastre le lipsesc niște regizori cu viziuni, cu estetică în arta regizorală. Anume, cu etică și estetică. Le lipsesc niște actori care ar trebui să-și dea mai multă importanță și valoare. Modestia se simte pe scenă. Și modestia nu la capitolul fel de a fi bun la suflet. În această artă trebuie să mănânci pământul și să inhalezi tot aerul și să apuci totul, totul. Să nu lași pentru mâine. Totul trebuie să și să acaparezi și să fii și să nu ți fie frică. Um, nu știu cum să-ți spun. Teatrelor noastre le lipsesc investiții. Noi nu avem surse financiare ca să creăm spectacole de calitate. Noi nu avem în teatre oameni în care să lucreze în echipa tehnică, muncitori, tehnicieni, luminiști, sunetiști, costumieri, care să fie din domeniu. Asta ar trebui crescut în școlile de teatru, pentru asta e nevoie de facultăți. Deci, iarăși o să repet, noi avem băieți buni, care vin în teatru și învață, da? ei sunt autodidacți. Și cei care avem un pic de experiență, încercăm să ne aducem aportul, să însușim mai repede împreună cu ei tot ce se întâmplă, și după aia ei devin specialiști. Apoi se ciocnesc de momentul că sunt foarte mici salariile și pleacă. Și totul o luăm de la capăt. Asta lipsește teatrelor. În rest, noi, teatrele noastre. Cumva se divizează pe categorii. Trupe care fac așa gen de teatru, altele care fac așa gen de teatru, altele care fac așa gen de teatru, da? Altele care, pardon, să nu arăt gestul, da? Că va trebui să-l blurez, fac așa gen de teatru. Da? Uh, și aici se bat cap în cap. Știi? Ce se bat? Părerile, criticile. Dar să, când am pornit anul întâi, ne-au pus câteva întrebări. Și a zis, voi cu asta trebuie să mergeți pe parcursul a patru ani de zile și mai departe în activitatea voastră de teatru. Ce, de ce, cum, pentru ce. Și înainte de a um, um, oferi aceste critici, uh, acești oameni ar trebui să-și pună aceste întrebări. Da? Din necesitate se fac unele lucruri. Se fac uh, spectacole uh, pentru, de dragul artei, se fac spectacole pentru că așa dictează autoritățile, că trebuie să montăm asta, se fac uh, spectacole uh, pentru că așa văd eu lumea. Eu, nu știu, cred că e, e un subiect a, de mare amploare. Și acum încerc să merg pe niște segmente și nu știu dacă voi fi foarte corect înțeleasă. Ceea ce știu e că am un mare respect pentru oamenii de teatru din Republica Moldova, dar am un mare nerespect pentru oamenii din teatru în momentul în care fac declarații înscris pe rețelele de socializare. Asta mi se pare un fel cumva de după rampă, de după perete, de după gard, de după deal. Vino și spune mie, și eu uh, o să încerc să-ți argumentez poziția mea. Uh, oamenii care se fac, um, fac declarații cumva um, într-un mod uh, subit, felul de eu te cunosc, dar de fapt cine ești? Adă-mi aminte. Pe când ieri noi am fost, am mâncat dintr-o bucățică de pâine. Asta e un fel de, e ca așa moldovieni. Știi? Și moldovanul a să moară așa. Nu, nu iubesc asta. Nu, eu sunt pentru dreptate, pentru sinceritate și pentru adevăr. Și mai bine decât să-ți spun că ești prost și rău, mai bine mă abțin, plec, evit să mă întâlnesc cu tine, decât să-ți fac dureros. Cine știe, poate asta este visul vieții tale. Nu știu dacă am dreptate, nu știu dacă am dreptate. Dar e, e opoziția mea. Cum s-a născut Proiectul Nud și care este conceptul acesta? Proiectul Nud s-a născut din dorința de a face încă ceva. Și această denumire, în general, mie îmi place foarte mult monocromatică. Nu iubesc culorile aleatorii sau în dintre roșu și mov Să iasă un albastru. Albastru e albastru. Negru e negru, alb e alb și tot așa. Iar ace această culoare, nici nu culoare, această imagine, nud, pentru mine are foarte multe valențe. Uh, mie îmi place acest cuvânt. Mie îmi place cum arată acest cuvânt în forma sa frumoasă, um, nu de fapt e cu aportul actorului Boris Cremene, mi-a făcut o descifrare și a zis de ce să nu delimitez aceste trei litere uh, și să fie um, narațiunea punct unui diafan, ori diafan e transparență multă. Și de fapt e o dezgolire a sufletului, a creierului, a mentalității. Nici de cum, așa cum am auzit zvonuri, că nud, Daniela Burlaca, clar, da? Pentru că am auzit diverse zvonuri ale colegilor noi care spun că mergeți la Geneza, ce să faceți acolo? Păi acolo e pornoteatru. Îți dai seama? Păi vină și argumentează. Și eu am să-ți spun dacă e așa sau nu e așa. Dar pentru mine contează deocamdată părerea multiplă a oamenilor și nu câteva păreri a unor obsedați sau a unor uh, frustrați și complexați. Dar sunt foarte mulți uh, oameni în secolul 21 de acest gen. Și revenind la nud, uh, eu mi-am dorit să fac un proiect nu de suflet, dar de... Foarte mare inteligență să discut cu niște oameni de la care în acel moment să învăț eu și asta să fie o lecție și pentru alții. După vizionarea acestui interviu, oamenii să-și schimbe viziunele asupra a ceva. Asta mi-am dorit. Să-și schimbe părerea despre acel om cu care eu discut. Pentru că pe Anatol Durbală, Oamenii l-au văzut altfel. Noi nu am discutat despre politică. Noi am vorbit despre școală de teatru, despre femei. Anatol Durbală, pe care lumea nu știu dacă vreodată și l-a imaginat cu femei. Ori Anatol Durbală este omul care um, a avut relații frumoase cu cele mai frumoase studente de la cursuri. Da? Și iată, am vrut să-l vadă cu alți ochi pe el. Pe Emilian Crețu, care a făcut un show din emisiunea mea de inteligență, intelect și dita mai formei, de esență și conținut. Și a fost un alt Emilian, care își iubește mama, care își iubește sora, care muncește, așa cum simte el, dar muncește aici. Acest Dana Ciobanu, care a vorbit cu un nod în gât. Pe care lumea o vede bulversată în spectacole. Da, ea este ca o, ca o rachetă pe scenă. Uite, ți-am dat câteva exemple și voi continua și îmi doresc foarte mult să aibă viață, și aceste episoade, câte vor fi ele să rămână în patrimoniul cultural al acestei țări în arhiva primei televiziuni de stat de la noi da? așa cum mă uit eu acum la emisiunile DOR la interviurile Doinei și a lui Ion la interviurile cu Matkovski Vieru cu Vieneamina Apostol și mă uit altfel așa cum sunt ele poate nu atât de um, calitative executate dar mă uit și văd viață, văd oameni, văd copilăria mea, știi? Văd țara asta așa cum ea ar trebui să fie prin acești oameni. Uite, asta vreau și urmăresc cu acest proiect, nu de Daniela Burlaca. Aveți un număr limitat de emisiuni care doriți să-l realizați sau nu aveți ceva planuri concrete? Iată atâtea emisiuni facem, atâtea sezoane? Nu. Nu, 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 am limită. Cert este că vreau să fie nu doar personalitate din domeniul culturii, dar din toate domeniile, oameni de valoare, oameni care au ce spune. Nu ați cunoscut, deja ne-ați spus că la Academie ați făcut cunoștință, însă erați colegi, erați în diferite grupuri. Și cum a început povestea voastră de dragoste și continuă până prezent? prezent? Nu, noi nu, nu eram în diferite grupe. nu eram la un curs. Aha. atâta doar că eu am intrat la facultate în luna iulie și el în septembrie. Uh, a venit, l-am văzut, m-a văzut. Uh, și pe 1 iulie. Deci ne-am văzut în septembrie și pe 1 iulie ne-am căsătorit. Și știi, totul s-a produs cu atâta inocență, cu atâta libertate. Deci categoric nu eram însărcinată sau chestii de genul. Pentru că copilul nostru a părut conștient și din multă dorință după patru ani de facultate, atunci când deja eram actorea la Ionesco. Iurie este primul actor al teatrului Geneza Art. Iurie este omul în care am foarte mare încredere. și omul care am spus-o nenumărate ori că este omul care mi oferă foarte multe libertate în toate sensurile și pentru asta îl respect și mulțumesc și ca orice bărbat care a citit niște cărți la viața lui, care are un exemplu din familie. Mai, um, exemplele pot fi, tu poți crește cu pâine cu miere, dar poți crește um, cu pâine cu untură, dar poți cu pâine cu dulceață. Da? Deci iuri este omul care a crescut cu pâine cu dulceață. Și um, acumulând această experiență în viață, a trecut prin momente mai dificile în copilăria lui. El este de, din satul Cornești, corect, din satul Cornești, cum i-a fugit în Raionul Ungeni. și acum nu mai, nu mai locuiește de mult acolo, pentru că părinții și-au schimbat locul de trai. Um, practic, maturizarea lui a crescut-o fără mama, pentru că mama a să peste hotare și de foarte mulți ani este acolo. Dar, acest respect pe care îl are pentru ființa care se numește femeie este unul irevocabil. El este un model în a respecta, nu a respecta, dar în felul de a te comporta cu femeia de lângă tine. Că e soție, că e fiică, că e mamă, că e soră, că e colegă. Um, și nu e omul care um, o să vrea bogății, care o să alerge după petreceri cu băieții, da, cu, să mergem la o bere. Iurie este omul casei. Pentru dânsul casă mai înseamnă și la televiziune, da, deci el are o emisiune. Acolo e casa lui. E nișa unde el se simte bine cu oamenii cei de acolo, pe care el foarte mult îi respectă teatrul, spectacolele, în ziua în care are spectacol, nu mai există altceva. Deci el toate ziua, el merge în mașină, el intră în baie, el tot ce face, el bolmojește. Deci el își repete rolul, el trăiește cu asta. Uh, și nu are nevoie de altceva. Are calități de admirat. Și pentru asta îl respect foarte, foarte mult. Sigur că este scorpion și este omul orgoliului. Dar asta fascinează un bărbat, cred eu. Cum e să fii mama a unei fete? Nu știu cum e să fii mama a unei fete, știu cum e să fii mama fiicei mele. Și cred că, uite, ăsta este cel mai mare dar pe care Dumnezeu mi l-a putut oferi pe această lume. Um... Atunci când tu cauți, um, știi, um, nu te regăsești și încerci să cauți în natură, în muzică, în, um, în alte forțe, da? Și aici, pur și simplu, te uiți în ochii acestui om. Și îți dai seama că în Sufletul ăla e un tumult de viață care clocotește. Și asta e suficient. Deci, deseori mă, uh, ajung la ideea că fiica mea, chiar dacă ea acum e prezent aici lângă mine, ea um, e mai mult decât un om al acestui pământ. Și știi, cred că faptul că eu m-am născut de o foarte mare sărbătoare, Maria Magdalena, și părinții mei nu știau că e mare sărbătoare în ziua în care m-am născut eu. Um, și nu m-au numit Maria sau Magdalena. Ca peste ani, mama atât de mult să-și dorească să-și dorească să, să zică de ce nu am făcut-o, de ce nu am știut că e așa o sărbătoare mare. Și atât eu cumva cred în într-o chiparea acestei energii în acest copil. Și mă rog de sănătate. Mă rog de sănătate. Ați dori să urmezi aceeași carieră ca dumneavoastră? Da. Da. Și eu am zis, tu crești? Vei fi o actriță nemaipomenită, eu asta știu. Mama îți va face spectacole și tot va fi bine. <laughs> Știți că de obicei Părinții care sunt în teatru, copiilor le spun da, da. sub nicio formă să Și nu facă De ce spun asta? De ce? Asta e atât de frumos. Asta e atât de. să fii actor, să muncești în teatru, asta e să fii un om ales pe acest pământ. De ce? Știu eu de ce, dar, totuși. Totuși, se merită. E necesar. Mm -hmm. Mm -hmm. Cum reușești uh, să păstrezi un echilibru între carieră și familie? Fac tot posibilul. Uh, familia nu trebuie să sufere din cauza provocărilor tale, din cauza dorințelor, din cauza um, um, pasiunilor tale pe care le-ai. Vorbesc de meserie, da? Nu. Acasă trebuie să fie curat, acasă trebuie să fie frigiderul plin, acasă trebuie să ai timp să vorbești despre școala copilului, să mergi, să ieși odată nu știu cât timp, cel puțin să respiri cu pădurea, să de sărbători să fim în familie, mă refer părinți, frați, surori, pentru că Există, chiar dacă timpul este foarte limitat, în general, trebuie să reușești și trebuie să divizezi aceste aspecte. Altfel, da, genii, ei au trăit în lumea lor și deseori mă prind în capcană când eu nu exist. Pe mine nu mă mai interesează nimic altceva eu văd în fața mea doar ceea ce mi-am propus și trebuie să fac asta și asta îmi creează atâta plăcere spirituală, psihică, mie. Dar eu fac asta și după aia revin. Totuși. Ai apărut și în videoclipul Dragostea din plic de Carla's Dreams. Cum a fost această experiență și în ce alte videoclipuri sau filme vă putem admira? În filme nu mă puteți admira, pentru că eu nu mă văd într-un film doar pentru o experiență. Eu am zis așa, dacă în viața asta îmi va fi mie dat să mă filmez într-un film unde să am un rol uh, demn, atunci eu asta voi face. Dacă nu, înseamnă că uh, îmi voi realiza toate visurile în teatru. Și acolo um, voi trăi și voi muri. Um, de-aia colegii și regizorii care mi-au propus să joc în filmele lor, chiar în ultimul jumătate de an, să nu se supere pe mine, să mă înțeleagă corect momentul în care am refuzat. Eu sunt ușor perfecționistă, ușor perfecționistă, deși foarte tare întârzii. Uneori spun minciuni dacă întârzii. Dar, totuși, am fost foarte sinceră cu ei și aș vrea să mă înțeleagă corect, și să conteze pe mine în alte momente când voi putea fi utilă și necesară. Dar, pentru acest moment, am preferat să merg cu teatru, să merg cu rolurile care, într-un fel, mă reprezintă. Nu vreau să fac ceva de dragul acestui făcut. Experiența cu BR Films și cu proiectul Carla's Dreams pentru mine a fost atunci uh, un vis realizat. Eu mi-am dorit asta foarte tare. Dar nu știu dacă a fost rolul uh, foarte potrivit. Poate pentru acea perioadă, da, pentru că Roma mi-a zis, tu trebuie să joci asta, deoarece uh, a fost invitată o altă actriță model, au început filmările, lucrurile nu s-au întâmplat și am fost sunat o coră înainte și a zis, ai trecut. Și eu am trecut. Și mi-a plăcut enorm. Și îmi place foarte tare prestația mea și a tuturor celor care s-au filmat în acest scurt metraj, zic eu, că e un scurt metraj. Uh, în asemenea producții, da, vreau să apar. Pentru că eu nu regret după asta. Și în momentul în care eu mă implic în asta, eu știu că eu nu voi regreta. Că eu voi fi pusă în așa condiții, în care, de care mie nu o să-mi fie jenă după aia. Ori am avut câteva um, exemple în care, atunci când am văzut la ecran, mi-a fost rușine în fața mamei și a lui tata, știi? În primul rând. Și nu îmi trebuie alte păreri. Uite, de asta. <laughs> care este sursa ta de fericire și care este secretul unei vieți pline de inspirație și entuziasm? Odată, într-un interviu, o mare personalitate din Rusia a zis așa. L-au întrebat, ce înseamnă pentru tine fericirea? Și el a zis, fericirea a fost atunci când mama era vie, când bunica era vie. Și pe mine asta m-a marcat așa de tare. Eu sunt tare iubibilă. Cei ce iubesc eu, e la superlativ, e la puterea nu știu câta, e dincolo de cosmos. Și fericirea e, e, un echilibru. Tu mai întreba cum găsești tu echilibru? Prin fericire găsesc echilibru. Și fericirea nu înseamnă asta sau asta. Fericirea înseamnă toate stările tale de bine, emoțiile tale de bine. Um, fericirea e viața pe care noi o trăim atât de scurtă. Atât de limitată. Mm. Ar fi mare păcat dacă aș spune că sunt mm, supărată pe ceva, sau nu îmi ajunge ceva, sau simt lipsă. Nu. Mm. Um. Dar cred că în mine am acea doză de fericire pe care ar putea să o mai împărtășesc și cu alții. Și aș oferi-o. Pentru că o să pot să mi-o suplinesc. Cum o fac? Unele lucruri sunt aparentele, ele ies la iveală, ele sunt, le iau din zâmbe, din flori, din aer, din spectacole. Altele se ascund în sufletul meu. Și sunt momentele mele de fericire care îmi suplinesc uh, uh, psihicul, echilibrul psihoemoțional și consider că fiecare om trebuie să aibă acea uh, supapă în care uh, în care stă foarte uh, bine și uh, hibernează intimitatea sa. Fiecare om trebuie să aibă intimitate. Frumos! Nu știu. Uh, spre final de eveniment, uh, ce sfat ai dat tu tinerilor uh, generației Z? Eu mi-aș dori foarte mult ca tinerii să creadă. Cuvântul a crede se ramifică. Și iată, să încerce să treacă pe fiecare ramură și să-și găsească felul lui de a crede în ceva, asta ajută foarte mult. Eu cred în iubire, eu cred în oameni, eu cred în bine și asta mă ajută pe drumul vieții. Și știi ce mai cred? În momentul de convingere. Dar eu uh, sunt deschisă pentru momente de convingere. Și dacă acel om sau acea melodie m-a convins, înseamnă că eu astăzi am învățat ceva și îmi va fi ghid, mentor acea replică, acea acțiune, acel exemplu pentru acțiunile mele de mai departe. Și trăiesc cu acțiuni mai mult decât cu vise. Daniela, noi îți mulțumim, ne-a spus de mult că îți pasă de noi, îți pasă de tineri. Îți mulțumim că ai acceptat invitația noastră. Așteptăm cu nerăbdare noi spectacole, ne vedem la teatru și mulțumesc mult încă o dată. Și eu îți mulțumesc și ne vedem.